Din cercetări a reieșit că începând cu anul 2020 și până în prezent, 10 persoane din județul Dolj care ar fi invocat calitatea de artist-interpret ar fi depus la autoritatea competentă în scrisuri falsificate în vederea obținerii unor indemnizații alocate din bugetul de stat în contextul pandemiei de COVID-19. Persoanele ar fi încercat să inducă în eroare autoritățile cu privire la existența unor relații contractuale de prestări servicii anterioare declanșării pandemiei de COVID-19. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 130.000 de lei. În urma perchezițiilor au fost ridicate documente ce pot constitui mijloace de probă în cursul procesului penal. De asemenea, au fost puse în aplicare 5 mandate de aducere.